Una din cele mai importante invenții premiată cu aur la Moscova este un rezonator biofotonic, o amuletă care poate regla câmpurile de lumină al corpului uman. Dacă după o zi întreagă de muncă rămânem fără energie, teoretic o astfel de amuletă ar trebui să ne revigoreze. Mecanismul pare a fi simplu. Alegem două culori preferate, le lipim, punem amuleta la gât și așteptăm. Și culorile hainelor sunt importante. Rochia roșie, de exemplu, se adresează persoanelor care au tendințe hipotensive, care au probleme legate de anemie, de pierderea sistemului imunitar, de probleme ale circulației sângelui, ale vaselor, dar și trăiri emoționale, cum ar fi, de exemplu, frica. Inventatorul Traian Stănciulescu susține că materialele hainelor pe care le purtăm au un efect direct asupra organismului, iar unele cresc chiar și riscul îmbolnăvirii de cancer. Vedeți cum aura persoanei se modifică în raport cu materialul pe care l-a purtat. Cea mai puternică pare a fi ultima, care este mănușa din plastic, dar vă spun că purtarea unui sistem stimulativ foarte puternic poate să genereze după o vreme stări maladive, adică este o stare de hiperexcitație care poate să ducă inclusiv la cancere. Traian Stănciulescu este autorul a 7 invenții, din care 3 au fost deja brevetate. Stăm acum de vorbă cu inventatorul de care v-am povestit, domnul Traian Stănciulescu, director tehnic la Institutul Național de Inventică Iași. Bună seara! Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Domnule profesor, trebuie să vă spun așa, pentru că sunteți și profesor de filozofie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Da. Profesor de filozofie, sunteți și arhitect, prima facultate așa a fost este. Arhitectura. Iar la Facultatea de Filozofie predau filozofia creației. Și semiotica, adică teoria semnelor a comunicării, ceea ce se cuplează foarte bine cu activitatea desfășurată în cadrul Institutului de Inventică, unde interdisciplinar lucrez și coordonez un grup de cercetători de mare forță creatoare. Dar faceți bine să înțelegem, s-a vorbit în materialul nostru de aura fiecare persoană. Da. Ce știință cercetează aura? Iată, într-adevăr, aceasta este contribuția de referință pe care se bazează cercetările și aplicațiile lor. Știința pe care noi am asumat-o prin forța lucrurilor aproape acum 20 de ani se cheamă biofotonică, adică biologie și lumină, sau în termeni analitici, biologie și lumină laser. Deci ceea ce ar însemna că noi, sistemele biologice, umane, vegetale, animale, toate emit o astfel de bioluminiscență cu proprietăți de tip laser. Este observația cercetătorilor germani, care nu au putut da o explicație complexă însă, lucru pe care l-am făcut noi la Institutul Național de Inventică, spunând cu un grup foarte puternic de cercetători. Și pe această teorie, iată, vă pot arăta unul dintre volumele pe care ne-am fundamentat, se cheamă Fundamentele biofotonice, sau aplicația în domeniul optimizării umane, terapia prin lumină, ca o aplicație a medicinei complementare. Bun, deci întrebarea mea, ca să telespectatorii probabil se vor întreba, ce fel de invenții sunt acestea, cine le-a brevetat, cine sunt specialiștii, în baza căror cercetări științifice au fost ele brevetate? Deci, iată, ceea ce vă spuneam mai înainte reprezintă fundamentul științific al aplicațiilor noastre. În primul rând, a trebuit să evidențiem prezența fenomenului de care spuneam, orice sistem biologic emite o anumită lumină ultra slabă, care nu poate fi sesizat nici cu ochiul, nici cu aparatele obișnuite, motiv pentru care noi a trebuit să lucrăm cu parteneri germani pentru a sesiza prezența acestora și pentru a le putea explica științific. De pildă, această explicație, spuneam că nu are în momentul de față niciun alt grup de cercetare, noi o avem și pe ea am fundamentat aplicații de tipul celor de care ați vorbit, adică emisia de luminiscență pe care poate să o emită bunarul o haină alcătuită din materiale vegetale, deci materiale biologice, este receptată de către organismul nostru, începând de la ADN, celulă și așa mai departe, printr-un fenomen de rezonanță
rezonanță care influențează sistemul biologic prin proprietățile frecvențelor pe care, de pildă, materialul diferențial le generează, prin care culorile se implică în acțiunea corpului biologic, prin care volumele sau formele desenate. Am înțeles. În consecință, ce fel de haine purtați dumneavoastră? Ca să vorbim acum ceva foarte concret. Da. Cum vă tratați dumneavoastră? Că înțeleg că există tratamente. Bun. Tratamentul eficiente? Este în funcție de persoana care are nevoie de o astfel de acțiune. Bunoară, noi facem cel de-al patrulea lucru pe care îl asociem acestui complex inventiv, este evaluarea măsurător cu aparatura de rezonanță deja existentă pe piață, care ne îngăduie să etalonăm starea de sănătate a subiectului. Bunoară, un hipotensiv va trebui cu necesitate să poarte o vestimentație de culoare puternic roșu sau oranj, va trebui să poarte mătasea care este stimulativă, va trebui să poarte amprente de ordin energetic realizate cu lumină laser sau polarizată pe o spirală de tip dextrogir care înseamnă energizarea corpului și așa mai departe. Consecință, deci, hainele pe care le purtați dumneavoastră în acest moment nu vă pot face rău? Observ că sunt haine... Sunt haine comune. Acum vă mărturisesc că eu nu sunt în mod anume pregătit pentru a optimiza ceva. Însă, dar aveți practica aceasta dumneavoastră înși vă. Eu vă spun ceva. Atunci când alegem o haină bunoară și o alegem intuitiv spunând că o iau pe aceasta pentru că îmi place, în realitate acest îmi place înseamnă am nevoie de ea. Adică am nevoie de culoare, de material și așa mai încolo. Deci iată cum noi intuitiv ne relaționăm cu structurile cu care interacționăm în mod obișnuit. Ceea o persoană care alege negru, spre exemplu. O persoană care alege negru, da, o persoană care alege negru se vrea protejată, se vrea cât mai puțin sesizată, vrea să fie retrasă și intrând în centrul atenției. O persoană... Asta este așa o mică filozofie, să zicem. Da, așa dar sunt culorile. Are legătură cu știința? Păi are legătură cu știința pentru că orice frecvență inițiază un anume efect. De pildă, verde acționează direct asupra inimii, roșu acționează... Asta așteptat dumneavoastră. Exact, și toate sunt evaluate cu ajutorul, cum am spus, cu ajutorul instrumentației de care dispunem, plus teoria științifică bazată pe compatibilitatea frecvențelor. De pildă, am fost întrebat pe seama contractului de cercetare avut, ce legătură are tradiția, că am vrut să vă spun, biofotonica este foarte puternic corelată cu tradiția inclusiv românească. Ce legătură are tradiția cu nanotehnologia, proiectul nostru fiind în orizontul nanotehnologiei? Și am dat un exemplu. Americanii au descoperit că dacă introducem o țesătură în trobaie de cristale de siliciu, se optimizează proprietățile. Iar eu am spus, să ne amintim cum topeam noi inul și cânepa. Deci, implicit, realizam această structură tonifiantă în mod natural. Și foarte scurt, vă rog, vorbesc de o amuletă. Acum, ca să convinem sau... Da. Deci nu amuleta, știu, să amuleta, sigur, e un termen... lucrurile acestea și să înțelegem ce fac ele. Exact. Cât trebuie să porți această amuletă și dacă ați avut persoane pe care le-ați vindecat în aceste practici. Adică vindecarea științific. Înseamnă altceva, înseamnă o echilibrare din punct de vedere energetic. Sistemul nostru se cheamă rezonator biofotonic pentru optimizarea energo-informațională a sistemelor biologice, om bunoar. Deci ea cuprinde un complex, iată, acesta este obiectul, care cuprinde un complex diferențiat de pulberi de plante, respectiv animale, adică substanțe proteice și vegetale, alese astfel încât ele să rezoneze cu ADN-ul uman, cu celula, în raport cu anumite frecvențe. În momentul în care asociem acestui sistem rezonator, asociem una din culorile și imaginile respective, noi orientăm implicit pe frecvența verde bunoară, am spus, toată această cutie rezonantă se va adresa inimii. Dacă am pus galben, vindec sau afectez benefic sistemul organului. Dar cum de nu sunteți cumpărat în ghilimele până acum? Nu v-au oferit milioane de euro pentru descoperirile astea? Nu da, sunt importante? Știți de ce? Pentru... Unu, nu le-am promovat foarte puternic pentru că a trebuit să le bazăm. Cu germani, spuneți. Cu germani am lucrat pe fundamentarea științifică. Așa. De pildă aceasta care cuplează toate invențiile noastre și se desfășoară sub semnul conceptului de homeopatie exogenă. Adică influența din afară, pe frecvențe foarte
foarte fine, în paralel cu cea care se înghite homeopatia endogenă. Am justificat că dacă noi creiem un mediu de viață sanogen prin aceste influențe, care înseamnă nu numai haine, înseamnă și case și scaunele și tot ce avem în jurul nostru, influențându-ne, pulsând frecvențe ultraslabe, dar în același timp echilibrante în raport cu corpul. Înseamnă că avem șansa să creăm un mediu de viață viu care va contribuie treptate. Da, când a fost acesta și noi l-am pierdut? Noi l-am pierdut pe parcursul tradiției, pentru că străbunii... Bună, mă înțeleg, e vorba de mii de ani, nu? Mii de ani, sute de ani. Deci cei de dinainte aveau pe masa lor și culori și forme, vasele, hainele, toate erau astfel generate încât să stimuleze în permanență echilibrat. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru explicație.